un copil e mai mic, cu atât reacțiile lui sunt mai naturale. Când plânge, plânge. Când îi e foame, nu trebuie prea multă știință să-ți dai seama de lucrul acesta. Râde prima dată inconștient, angelic, neașteptat în somn. Iar zâmbetul lui genuin dimineața, după o noapte poate de nesom pentru tine, are puterea să-ți redea buna dispoziție, să-ți redea starea de spirit și să te facă să-l iubești în continuare. Mântuitorul spunea următoarele lucruri. Adevărat, vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Poate că la o astfel de calitate se referea. La acea capacitate de a identifica și de a exprima o nevoie absolut reală pe care o avem în viața noastră. Nu știu cum stau lucrurile pentru cei care vor să pășească în împărăția lui Dumnezeu sau au pășit, dacă înțeleg că această putere de a identifica și de a afirma nevoia genuină este o calitate absolut esențială împărăției. Cu cât un copil crește mai mare, învață arta camuflării, ascunderii și disimulării lucrurilor. Oare cine îl învață? Poate că de aici ar trebui să începem lecția de astăzi despre păcatul respectabil al minciunii. Și ceea ce îi dăm vileac până la urmă, puterea asupra noastră a tuturor este tocmai acest dresaj, această repetiție, acest exercițiu încă din copilărie care noi așa ne creează un fel de a doua natură. Ducem lucrurile la maturitate, la un fel de artă. Reține această instalare încă din copilărie pentru universalitatea problemei, părerea mea e că niciunul dintre noi nu scapă. Și în al doilea rând, cu privire la dificultatea inerentă de a îndrepta lucrurile în viața noastră. Vei zice că un creștin nu are probleme din astea. Nu știu ce te surprinde pe tine. În textul de astăzi din Matei, dar el se adresează unor oameni religioși, unor oameni bisericoși, care te uimesc prin manevrele și prin subterfugiile lor când vine vorba de realitate. Așadar, haideți să ne reamintim textul scurt de astăzi, Matei 5, 33 la 37. Ați mai auzit că s-a zis iarăși: să nu juri strâmb? ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea mare lui împărat, să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face nici măcar un singur fir de păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie? Da? Da. Nu? Nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Poate că ligul acestui text ne agață de la final. Această vorbă cumva deranjantă, cu totul neașteptată în ceea ce spune Hristos. Așadar, care să fie. Lecțiile teribile pe care le Hristos le așează în fața ochilor noștri când citim textul acesta. În primul rând, adevărul care domină toată uh, această orientare în mesajul de astăzi sună în felul următor. Cuvântul unui om este măsura caracterului său. Un creștin, un om care crede în Dumnezeu, un om în adevăratul sens al cuvântului, n-are nevoie de alte proptele prin care să sprijine cuvântul. Și până la urmă, implicația majoră e că fiecare dintre noi visăm la formare spirituală, la caracter, doar în temeiul adevărului la care ne cheamă Dumnezeu. În al doilea rând, cuvântul radical al lui Hristos pune sub semnul întrebării toate jurămintele și subterfugiile noastre religioase. Poate în textul acesta nu sesizăm această nuanță deranjantă, dacă ne mutăm în capitolul 23, unde Hristos dă în vileac toate manevrele și ascunzișurile oamenilor, vei fi șocat să găsești oameni religioși care, în funcție de faptul dacă jură sau nu, dacă se ating de altar sau cei pe altar, pot să-ți țină sau nu cuvântul o relație cu aproapele lor. Mi se pare absolut înfiorător ca oameni care îl invocă pe Dumnezeu să apeleze la astfel de manevre. Și asta sancționează Hristos prin textul de față. Un creștin nu are nevoie. Hristos se dezice și dă în vileac toate aceste stratageme și tertipuri. În al treilea rând, Probabil vă întrebați ce facem în momentul în care în viață suntem puși în fața anumitor situații în care este nevoie să depunem un jurământ. Adevărul pe care îl regăsesc este acesta. Situațiile excepționale ne angajează responsabilitatea în mod public și trebuie asumate potrivit încredințării personale. Fie că e vorba de o funcție publică, fie că ajungi la tribunal, ești pus în fața anumitor situații. Ce ne învață textul acesta, sancționează cu siguranță inflația de jurăminte și de manevre la care apelează oamenii, dar textul acesta ne invită împreună cu alte texte din Scriptură și n-aș vrea să intru în ele, inclusiv Dumnezeu spune, pe mine însumi mă jur. Și atunci lucrurile cumva trebuie cântărite în contextul mai larg al Scripturii cu privire la această învățătură. Și în al patrulea rând, textul ne spune următoarele. Orice falsificare a realității, atenție la nuanța aceasta, ne expune unei influențe malefice. Și ăsta e lucru care ne dă de gândit și care ne invită să urmărim cu atenție subtilitățile acestui păcat legat de minciună și neadevăr. Un creștin nu mai are nevoie de proptele pentru vorbele sale. Orice s ar putea să-l decredibilizeze în fața semenilor. Insistența și apelul la astfel de tehnici de întărire nu face decât să ridice și mai departe suspiciune în inima celor cu care stăm de vorbă. Un exemplu foarte interesant pe care l-am aflat la un moment dat, cineva a cerut ajutorul unei persoane cunoscute pentru a împrumuta o sumă de bani. Omul acela binevoitor a venit, a pregătit, venea cu suma înspre el, la care omul acesta a început să se jure că o să-i dea și așa cum obișnuiesc oamenii. La care omul amabil s-a oprit și a spus, știi ceva, nu-ți mai dau nimic. Îmi pare rău. Văd. Că nu ești un om serios. Acest om a avut capacitatea să citească fisurile, caracterul acestui om care se întrevede prin acele proptele la care apelează și la care apelăm uneori în viață. De la naturalețea cuceritoare a copiilor, nou-născuților, la instalarea ascunzișurilor din viața copiilor noștri când cresc. La mecanismele extrem de sofisticate ale adulților atunci când vine vorba de adevăr. Nu știu dacă v-ați gândit, însă răul, păcatul, intră în lumea noastră prin insinuarea îndoelii satanice față de realitate, față de adevărul lui Dumnezeu și prin refuzul de a accepta realitatea în momentul în care ai trișat în momentul în care e falimentat. Observați cum reacționează Adam. Eu, femeia pe care mi-ai dat-o. Extrem de important să înțelegem punctul din care se dereglează lucrurile și iau rasna în societatea noastră, în lumea în care trăim. Cuvântul meu favorit cu privire la adevăr este cuvântul realitate poate nu vă dați seama, dar a avut un impact extraordinar pentru a-i simți toată savoarea și puterea cotidiană în absolut orice domeniu al vieții. De aceea, mesajul, provocarea pentru noi astăzi stă în această opțiune pe care o avem. Realitate versus simulacre. Realitatea e una singură, simulacrele sunt lumi paralele pe care încercăm să ni le construim. Sper să nu vă sperie cuvântul acesta, însă are câteva nuanțe foarte interesante. Poate să însemne imagine a unei divinități păgâne, idol, copie fără valoare, imitație, aparență iluzorie, imagine înșelătoare, impresie falsă, atitudine, stare sau acțiune simulată. Și am putea continua. Întotdeauna realitatea este una singură însă variantele pe care noi le găsim sunt nenumărate. V-ați gândit vreodată câtă energie investesc oamenii pentru a ascunde adevărul de alții și implicit de ei înșiși? Nu știu dacă aveți o numită maximă care pe voi vă ajută să vă cântăriți lucrurile. Pentru mine, cuvintele lui Thomas Merton, un mistic catolic, m ajutat să apreciez la adevărata valoare implicațiile unei astfel de atitudini. Îngăduiți-mi să vă redau cuvintele acestea. Uitați ce spune autorul. Dacă ne mințim pe noi înșine și pe ceilalți, să nu ne mai așteptăm să găsim adevărul și realitatea atunci când s-ar întâmpla să avem nevoie de ele. Dacă am ales, subliniez cuvântul acesta, calea falsității, nu trebuie să fim surprinși dacă adevărul ne va ocoli în cele din urmă, când s-ar putea să avem cea mai mare nevoie de el. Fiecare, la un moment dat, în slujbă, în alegeri, în afaceri, în ceea ce facem, avem nevoie la un moment dat de adevăr. Să știi exact cum stau lucrurile. Ce spune acest autor e că dacă alegem calea falsificării la un moment dat nu vei avea putere să evaluezi corect stările emoționale, gândurile tale, să apreciezi la adevărata valoare lucrurile în această viață. Poate ăsta e adevărul terifiant care ni se profilează dacă am ales să falsificăm realitatea, să nu ne mai mirăm dacă, de fapt, ne falsificăm propria viață. Știți experimentul acela de la școală, în care într-un bazin cu apă este turnat o picătură de cerneală. Ați observat cum colorează absolut tot ceea ce conține acel bazin de apă. Ce vrea să comunice această imagine, această analogie, e că noi suntem un întreg și noi nu putem alege care domenii să fie influențate de neadevăr, ci pur și simplu ne colorează întreaga realitate. Întreaga realitate este percepută cu alți ochi. Care să fie până la urmă resorturile interne și mecanismele care ne împing pe această pantă extrem de alunecoasă? Probabil gândindu-vă la viața voastră, am putea pune cap de afiș frica. Frica unui copil, mă regăsesc în imaginea asta, frica lui Adam. Și apoi, dacă ne gândim la patriarhi, vom reveni ceva la exemplul lor un pic mai târziu, Avram, Isaac, fiecare dintre ei spun, mi-a fost teamă că nu-i nicio frică de Dumnezeu și mă vor omorâ din pricina aceasta. Și apelează la această cale a minciunii. O altă cauză poate să fie rușinea. Rușinea este un sentiment extraordinar de deranjant, în care până la urmă simți că esența ta, valoarea ta, îi pusă în joc și e extrem de greu să te expui în această realitate, în această lume atât de fragilă. Obișnuința, lumea în care trăim, poate modelele imperfecte, așa cum vom vedea în exemplu patriarhilor, lăcomia, textul din Nou Testament din fapte, capitolul 5 cu 3, Textul spune răspicat, Petru îi confruntă pe cei doi în comunitatea primară și îi întreabă cum va a umplut satana inima ca să mințiți. Cuvântul acesta a umple presupune un întreg proces de dezbatere internă, lăuntrică, până ajung să cedezi ispitei lăcomiei și să pretinzi altceva în fața unei comunități decât realitatea felului în care stăteau lucrurile. Poate nevoia irezistibilă de a acoperi anumite lucruri nasoale din viața noastră e cea mai uzuală, cea mai ușoară tehnică de a acoperi în viața noastră fisurile, lucrurile neplăcute, ideologia minciunii și moștenirea postcomunistă. Nu știu dacă vă gândiți, dar pentru cei care am prins și perioada dinainte de 89, nu cred că Putem trece pe lângă etapa aceasta în care, 40 de ani, minciuna a fost adusă la rang de ideologie și practică cotidiană la nivel de sistem, fără ca lucrul acesta să ne influențeze mentalul și atitudinea noastră în felul în care trăim. Și nu în ultimul rând, faptul că toată lumea minte. Scuza cea mai banală, cea mai uzuală pe care o auzim. Nu știu dacă Photoshop-ul intră în categoria aceasta, dar poate e compromisul pe care cei mai mulți reușesc să-l facă în a trunchea realitatea în anumite momente. Ca să vedeți cât de puternic a fost impactul acestor lucruri inclusiv în viața mea, la un moment dat, în urmă cu câțiva ani, am avut parte de o revelație și lucrul acesta s-a derulat pe fondul unei zile normale, dintr-o dată m-a străfulgerat o amintire din copilărie legată de experiența minciunii. În copilărie a devenit o practică curentă pentru mine și dintr-o dată la maturitate am sesizat două cauze. Una dintre ele era frica de pedeapsă, oricum o încasam mai târziu. Observați, Vederea asta scurtă, miopia pe care ți-o conferă, te uiți doar la imediat, să scapi în pasul următor, nu contează ce urmează mai târziu. Și celălalt lucru era păcăleala părinților. Uh, Nici cum atunci când eram mic nu vroiam să mă cul de amiază și să accept sfaturile bune ale părinților, uh, mai sunt și alții, uh, însă nu vreau să îmblamesc părinții pentru lucrul acesta, doar în mintea mea am realizat că s-a decodificat în felul ăsta. Am zis, mai dacă se poate, dacă părinții apelează la așa ceva, observați, un copil te citește. Nu-i trebuie mult timp ca să înțeleagă cum stau lucrurile. Înseamnă că și eu pot apela la mijlocul acesta. Un lucru pe care l-am făcut, în relația cu copiii noștri, am ales, am decis și am conștientizat că îi nevoie de un alt comportament. Preferăm elementul neplăcut al realității, al confruntării cu realitatea, decât să apelăm la mijloace de felul acesta. Și asta pentru că am conștientizat că rădăcinile unui comportament învățat în copilărie și-a spus cuvântul la maturitate. Că aveam probleme la maturitate din cauza unor lucruri care au fost asimilate la nivel comportamental încă din copilărie. Nu știu dacă realizăm cât de mult ne influențează, ne afectează astfel de lucruri. O să zici, ce vrei să spui? Că o minciună nevinovată vine de la cel rău? Că poate să fie atât de devastatoare? O să zici, păi ce facem cu exemplele din Scriptură? Cu exemplul patriarhilor? Cu Exemplu lui Rahav, a prostituatei Rahav din Iosua și a moșelor din Egipt, care căutau să scape viața copiilor lui Israel, deși decretul lui Faraon era cu totul altul. Haideți să ne ocupăm de fiecare dintre ele. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată și v-ați uitat, sunt două cazuri. Asta îmi place în Cartea Geneza, tușele, nuanțele legate de viața patriarilor sunt mult mai umane și supuse expertizei și realității decât ne-am imaginat vreodată. Nu știu dacă despre viața noastră s-ar povesti, dacă ne-ar conveni să se dea astfel de detalii. Și în Egipt, și în Gerar, când este în fața împăratului Abimelec, apelează la această stratagemă, la jumătatea de adevăr. Ăsta e lucru pe care aș vrea să-l punctez și apoi să-l explic, să-l nuanțez un pic. Jumătățile de adevăr sunt la fel de primejdioase ca o minciună sfruntată. Hai să-ți spun câteva detalii care te vor îngrozi. Te-ai gândit vreodată că tot planul lui Dumnezeu, așteptat cu migală 25 de ani, era să fie compromis, aruncat la coș de această nesăbuință a lui Avram? În al doilea rând. Un împărat îl mustră și îl muștrulește cum n-a avut Avram parte niciodată. Au zis, cum mi-ai putut face așa ceva? Cum te-ai putut comporta? Deși aduce scuză, zice, e adevărat că uh, jumătate mi-soră, dar mi-și soție. Știți ce se întâmplă în a doua generație? Jumătatea de adevăr a lui Avram ajunge la Isaac să fie o minciună deschisă. Spune despre Rebecca soția lui că era sora lui tot din teamă, pentru ca în viața lui Iacov să devină o înșelătorie cronică. Pasajul din Geneza, capitolul 27, este absolut cutremurător. Îl vezi prins în mijloc, în acea familie disfuncțională, împins de maică sa ca să mintă reținerea lui doar datorită faptului că în această situație trăiește teama aia de a fi prins, Însă lăcomia, până și numele Iacov, înseamnă cel ce ține de călcâi, care în permanență a trăit în viață la mustață, să ia fața celuilalt, să lupte pentru drepturile lui. Și această lăcomie îl pune într-o tensiune absolut irezistibilă. Ce să mai spunem că ajunge pe mâna unui înșelător mai meseriaș decât el și 20 de ani de suferințe îi chinuie viața într-un mod îngrozitor. În situația asta, în care tatăl lui îl întreabă: Cine ești tu, fiule? Ce spune el? Sunt fiul tău, e sau? După care îl întreabă: Fiule, dar cum, cum l-ai și găsit venat așa repede? Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos în cale. Nu vă sperie implicarea lui Dumnezeu în lucrurile astea atât de urâte care de multe ori ne caracterizează viața. Iar poate ce mă deranjează cel mai mult vis-a-vis -vis de cazurile moașelor din Egipt și a prostituatei Rahav, îi pretextul pe care am impresia că noi îl găsim dacă există anumite excepții. Oare de ce n-ar putea fi practicat și în viața curentă? Însă noi uităm ceea ce învață, de fapt, textul acesta, ne uităm la niște femei care pur și simplu nu au căutat să scape viața lor, cum încercăm noi apelând la astfel de pretexte, ci pur și simplu au riscat tot ce au avut de dragul altora. Și ceea ce ne învață, dacă vă mai aduceți aminte, din seria legată de exod, de răscumpărare, îți arată care e scuza pe care noi o invocăm de cele mai multe ori. Trăim în resemnare, în lumea în care ne-a așezat Dumnezeu, păi nu se poate face nimic, uite ce se întâmplă în jurul nostru, câtă corupție e fals. Două femei anonime îți demonstrează că se poate pune bețe în roate unui sistem, printr-un comportament absolut normal, firesc, prin gesturi mărunte. N-au implicație, n-au urmări gesturile. Talmudul spune, cine scapă viața unui om, scapă o întreagă lume. Vă dați seama cât de mult a contat. Și ceea ce ne șochează din punctul meu de vedere e că cele două femei nu făceau parte din poporul Israel. Observați ce conștiință morală, ce despicătură există în viața lor. Nu contează că ești din alt popor. Nu contează că sistemul te urăște. Contează că fiecare om are valoare înainte lui Dumnezeu. Cum putem noi invoca tot felul de scuze privind la exemplul lor? În situațiile astea. Poate că adevărul pe care trebuie să-l înțelegem, sau principiul, ar fi următorul. Dacă trăirea în adevăr este o practică curentă, atunci vei ști cum să te comporți și în situațiile extreme. Dumnezeu îți va da înțelepciune dacă trăiești în adevăr, dacă te lupți să trăiești cu adevărat în realitate. Un subiect atacat foarte devreme în predica de pe munte. După fericiri, invitația la lumină, Hristos vine să împlinească legea. Imediat, după ce vorbește despre compromiterea demnității celorlalți prin uciderea demnităților în felul în care vorbim, problema imoralității sexuale și a divorțului, imediat urmează această chestiune legată de adevăr, de minciună. Subiect mai puțin important pentru Hristos e subiect de același rang cu cele pe care le discută din lege. Încă văd o altă implicație, că de fapt toată coloratura și justificările pe care le aducem în situații de felul acesta, la toate cazurile amintite, poate de aici pleacă, din incapacitatea noastră de a vedea corect realitatea, felul în care stau lucrurile în viața noastră și a celor de lângă noi. Și poate acesta e adevărul care merită din nou întărit cu alte cuvinte. Odată ce am ales calea falsității, Niciodată nu vom mai putea vedea realitatea cu aceiași ochi. Se produce o perturbare, o schimbare cu privire la percepția noastră în întreaga realitate în care trăim. Care sunt domeniile esențiale afectate de neadevăr, de minciună, de felul în care ne raportăm la această realitate? În primul rând, problema mântuirii. Mântuirea are loc de fiecare dată prin accesul nostru în realitate. În Efeseni, în capitolul 1, Pavel spune atât de clar. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, înainte să spună că e Evanghelia, nu se sfiește. Apelează la cuvinte simple, dar cu o semnificație extrem de puternică. Cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, Ați crezut în El și ați fost pecetuluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre. Un alt text foarte interesant, în 1 Timotei, capitolul 2... Apostolul Pavel spune, vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni pentru toți oamenii, pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii. Și continuă apoi în versetele 3 și 4, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Cu alte cuvinte, mântuirea se produce în momentul în care noi acceptăm, exact ca un copil, cum aminteam la început, adevărul cu privire la noi și implicit cu privire la Dumnezeu. Până nu identificăm răul din noi, nu vom putea aprecia mâna întinsă a lui Dumnezeu. Toată cartea judecător pe care am parcurs-o la un moment dat cu biserica ne-a transmis acest mesaj în acel ciclu și acea repetiție cu care ne-am familiarizat. Nu strigi, nu scapi. Nu disperi, nu strigi. Până la urmă, disperare ne, ajute, ne ajută să ajungem în contact cu acea nevoie genuină pe care o strigăm înaintea Dumnezeului nostru ca să se îndure de noi și să ne mântuiască sufletele. Poate vă aduceți aminte în întâlnirea cu Dumnezeu cât de interesant și ambivalent a fost sentimentul acesta în care, pe de-o parte, e sentimentul ăla de a trăi fără grație, în care te simți vinovat de anumite lucruri pe care le-ai făcut în viață și, inexplicabil, în momentul acela se așterne, se suprapune o altă emoție a îndurării nemeritate în care Dumnezeu te îmbrățișează, Dumnezeu te ridică. Și asta e ambivalența mântuitoare, salvatoare a adevărului transformator și mântuitor pentru viața ta și pentru viața mea. Să nu conteze? Să nu conteze adevărul? 2. Formarea caracterului nostru. Poate și mai important decât experiența mântuirii. Genul de oameni care devenim până la urmă la capăt de drum când ne înfățișăm înaintea Dumnezeului nostru. Poate cel mai șocant exemplu de confesiune într-o tabără pe care l-am trăit, e mărturia unei tineri din afara comunității, când slujeam la Alba Iulia, a fost o tabără la Valea Drăganului, vinerea la final i-am invitat pe toți cei care simt nevoia, vor să împărtășească ceva cu privire la felul în care au simțit că Dumnezeu le-a vorbit, au învățat ceva din săptămâna asta. De obicei eram obișnuiți cu un alt gen de păcate care erau mărturisite, mai ales din spectrul ăsta sexual. Cred că niciodată n-am fost atât de consternat de mărturia unei fete care vine din afara comunității și care au venit pur și simplu cu lacrimi, cu deschidere, cu vulnerabilitate și au zis, problema mea e minciuna. Și spunea, parcă nu ne venea să credem ceea ce auzim. Atât de mult mi-am mințit părinții, încât nici eu nu mai știu cine sunt. În viața mea nu auzisem încă o confesiune despre implicațiile răvășitoare ale păcatului care îți atinge cei mai sacru și valoros în identitatea ta de om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pur și simplu am fost șocat și am reverberat datorită jocului în experiența personală, în copilărie cu lucrurile acestea. Poate că nici un alt păcat respectabil nu ne deformează cum o face neadevărul. S-ar putea să ne sperie gândul acesta. E ca statul în fața calculatorului. Nici nu-ți dai seama cum îți deformează coloana vertebrală până când poate îi prea târziu. Ni se repetă de multe ori, e important să faci pauze, să mai ai, să te plimbi, să-ți găsești alte activități, să faci sport. Dar de multe ori neglijăm aspecte care au urmări, care au implicații și consecințe pentru viața noastră. Poate unul dintre cele mai importante texte care validează formarea caracterului nostru e ceea ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 20 la 25. Observați, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Hristos ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele amăgitoare sau înșelătoare și să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou Făcut după chipul lui Dumnezeu, de o și sfințenie pe care o conferă Adevărul. De aceea, prima aplicație pe care o trasează Apostolul Pavel, Lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Iată câteva aspecte interesante potrivit adevărului, realității care este în Hristos, spune Pavel 2, de o neprienire și sfințenie, cum aceste realități, atât neprienirea lui Dumnezeu cât și sfințenia, sunt atașate, se agață de noi prin intermediul adevărului pe care îl acceptăm în viața noastră. 3. De aceea, primul lucru de la care trebuie început este tratarea minciunii și reînvățarea adevărului. Și ceea ce mă șochează cel mai mult în textul acesta, nu știu cum înțelegeți voi, înnoirea în Duhul Minții se referă la convingerea personală pe care o dobândim. Dacă nu ești convins cu privire la un anumit lucru, nu te schimbi. Poate vă aduceți aminte, aveți în familie cazuri de oameni care doar în momentul în care medicul i-a spus ceasul ticăie, dacă nu te lași de fumat sau de alte lucruri, s-ar putea să mori. Și acea convingere care ți se instalează în suflet, te zdruncină și îți schimbă perspectiva. Oare ce simțim noi când ajungem la cuvintele astea din FSN? Pentru că suntem mădulare unii altora. Când te-ai simțit ultima dată motivat de această mentalitate care ar trebui să ne înnoiască? Uitați cum stau lucrurile. Încearcă să-ți imaginezi Vedeți, Pavel spune, Biserica îi ca un organism, ca un tot unitar. Și apoi trece spre această analogie. Gândește, te spune, la organismul tău, la trupul tău. Încearcă să-ți imaginezi că vrei să traversezi la via, evident, mă refer uh, acolo unde este trecere de pietoni, vrei să traversezi pe partea cealaltă și ochiul te minte nu îți spune adevărul cu privire la realitate, la felul în care stau lucrurile. Încerci să-ți imag să imaginezi, să mergi mai departe, cu logica, să vezi unde poate să conducă așa ceva. Pur și simplu îți spune viața în pericol. Duce la dezintegrare, la moarte, la lucruri îngrozitoare care ne se pot întâmpla. Sau, Doamne ferește, invaliditate pe viață. Astea sunt repercursiunile neadevărului, spune Apostolul Pavel. Cum s-ar traduce pe limba noastră lucrul acesta? Nu vă amăgiți. Formarea voastră spirituală va fi una iluzorie câtă vreme nu trăiți în realitate. Vă amintesc că și în Colosene, în miezul acestei scrisori la capitolul 3, unde Pavel spune, omorâți și ia la rând păcatele legate de imoralitate sexuală, după aia trece la fructele mâniei, Interesant că în versetele 9 și 10 așează o singură atitudine capitală și o leagă mai mult decât orice alt aspect de formarea a caracterului. Citez. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Dăm voie să te întreb în această dimineață. Chiar îți dorești să fii un om de caracter? Poți să uiți de lucrul acesta dacă nu alegi calea realității și adevărului. Un al treilea domeniu, stabilitatea relațiilor. Oare cum poți clădi o relație cu cineva de la care niciodată nu știi la ce să te aștepți? sau în care nu poți avea încredere. Am întâlnit în viața adolescenților de multe ori aspectul acesta. Cu toți am trăit o în relația cu copii. În momentul în care i-am prins cu minciuna sau neadevărul, îs atât de frustrat și de iritați în situații în care spun adevărul că nu-i credem. Observați cum neadevărul duce la suspiciune în inima, în viața celuilalt. Și oamenii nu ne mai cred nici atunci când spunem adevărul. Am încercat să vă imaginați în cazuri de infidelitate conjugală, în care sunt lucruri mult mai complicate la nivelul relației. Cât de greu este să restabilești, cât de agonizantă este refacerea acelei relații datorită complicațiilor pe care minciuna și neadevărul le aduc în viața noastră. Parcă ne sperie mult mai tare lucrul acesta. Nu putem avea relații profunde, stabile, fără această apropiere de adevăr. Și zici că nu contează adevărul? Oare ne dorim cu adevărat relații profunde? Care sunt oamenii cu care noi ne conectăm cel mai mult? Îi încurajez pe cei care vor să se căsătorească să urmărească acest test de onestitate. Dacă simt că pot să fie ei înși, să simt liberi cu adevărat în prezența celuilalt. Ăsta e testul conectării adevărate și al unei relații de durată binecuvântate de Dumnezeu. Cel de-al patrulea domeniu este experiența eliberării interioare. Isus Hristos atât de frumos spune în Evanghelia după Ioan, în capitol 8, de la 31, le-a spus celor ce crezuse în el. Observați, nu chiar atât de simplu că ai crezut, ai venit la Hristos, dacă rămâneți în Cuvântul meu sunteți în adevăr, ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și observați viitorul progresiv și adevărul vă va face liber. Cu alte cuvinte, umblarea în realitate, în adevăr, este o experiență continuă, eliberatoare de cunoaștere a identității noastre. Nu știu care sunt lucrurile pe care vi le doriți cu adevărat în viață, un lucru pe care mi-l doresc și îl cer de la Dumnezeu, îi să trăiesc înaintea lui din acea logică interioară pe care mi-o dă pacea lui. De acolo să mă pot raporta la provocări, la evenimente, la cei cu care mă întâlnesc, pe care Dumnezeu mi-i scoate în cale. Nu știu cât de mult prețuim identitatea, valoarea sacră pe care Dumnezeu a pus-o noi. Tot în Coloseni e o imagine fascinantă pentru mine prin felul în care Pavel se exprimă viața voastră care e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. O realitate misterioasă pe care nu putem înțelege în totalitate, dar care îi în siguranță înaintea lui Dumnezeu. Tot Thomas Merton spunea în felul următor, îngăduiți-mi să mă folosesc de cuvintele lui, el zice, există undeva în noi un instinct pentru reînnoire, pentru eliberarea puterii creatoare, care ne spune că această schimbare este o recuperare a ceea ce e mai adânc, mai original și mai personal în noi înșine. A fi născut din nou nu înseamnă să devii altcineva, ci înseamnă a deveni noi înșine. Până la urmă, experiența întâlnirii cu Dumnezeu aduce la lumină, la viață, un om nou. Pe care noi niciodată nu l-am putut crede posibil cu privire la noi înșine. E fascinantă imaginea asta a identității pe care Dumnezeu ne conferă. Dacă vorbirea de rău este un asasinat împotriva demnității și reputației celuilalt, minciuna este o maculare a ceea ce este mai sacru și dumnezeesc și personal în fiecare dintre noi. Problema e că nu realizăm pe termen lung efectele devastatoare și destructive. Și în al cincilea rând, al cincilea domeniu, este biruința asupra întunericului. Revenim așa la aspectul intrigant care ne-a agățat încă de la început. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Orice neadevăr, până la urmă, este o breșă în sistem, un capă de pot, o invitație pentru prințul, prințul întunericului. O să zici, cum așa? în Efeseni, capitolul 6, la final, uh, robului Dumnezeu Pavel prezintă armura credinciosului. Printre acele elemente apare brâul adevărului. Nu știu dacă vă imaginați să te uiți la un film și să vezi un om pe câmpul de luptă uh, care îi lipsește elementul, centura, care ține la oaltă întreg echipamentul. Numai că e ridicol. Dar cum te poți răni, te poți împiedica de celelalte componente care îți sunt date ca să te ajute în bătălia cu un inamic cu care lupți. Și tu să-ți faci rău cu mâna ta prin faptul că nu pricepi ce leagă până la urmă viața unui om și ce te ține la oaltă și te ferește de această dispersie, de această îndepărtare de realitate. Nu o să uit în momentul în care. S-a oprit emisia postului de radio Europa Liberă. Horia Roman Patapievici a avut un articol și un interviu în care a explicat influența, valoarea acestui moment în perioada comunistă. Mi-aduc aminte încă din copilărie cu tatăl meu și cu unii prieteni apropiați cum ascultam anumite mesaje, un alt aer pe care îl puteam respira. Însă motto-ul care a stat la baza acestui avampost împotriva minciunii și a comunismului era unul cât se poate de, poate de simplu. Pe termen lung, adevărul îngenunchează orice dictatură. Nu știu dacă realizăm ce armă ne pune la dispoziție Dumnezeu, cât de mult ne ajută cât de mult vindecă o națiune și ce înseamnă până la urmă să lăsăm o moștenire copiilor noștri, celor care vin după noi. Oare nu trăirea, umblarea în adevăr? Și încă ceva pentru cei care sunt așa mai certăreți, care vor ei să-și mântuiască, poate copiii sau poate colegii la locul de muncă sau la, la școală. Apostolul Pavel, la sfârșitul vieții, de dovadă de o înțelepciune ieșită din comun și îi spune atât de tandru lui Timotei, în cea de-a doua scrisoare, capitolul 2, 24 la 26, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu, nu ei, Dumnezeu le va da pocăința. Ce eliberare! Ce eliberare poți să trăiești în relația cu semenii tăi? Ca să ajungă, le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa celui rău de care au fost prinși ca să-i facă voia. Poate nimic nu ne evidențiază calitatea de fi. Cum o face atitudinea față de adevăr? Un alt verset favorit din Scriptură pentru lecția de astăzi se găsește în Efesen 4 cu 15. Ci credincioși adevărului în dragoste să crește, nu în unele domenii, nu în cele mai multe, ci în absolut toate privințele. Noua traducere spune spunând adevărul, așa cum o face majoritatea traducerilor de limba engleză. Eu prefer traducerea Cornilescu, fiindcă păstrează credincioșia în atitudine și în spusele noastre, ca să putem crește în toate domeniile. Ce zici de lucrul acesta? Iată cum am putea duce lucrurile spre o concluzie. Fără iubire, ne sufocăm fără adevăr, bășbăim sau murim de foame. Nici nu știu ce e mai greu. Pierderea vederii sau aerului. Moartea prin sufocare sau prin inaniție, lipsă de hrană și de adevăr. Dar nu putem încheia această radiografie a minciunii fără căutarea câtorva soluții. Nu sunt multe, sunt cinci. Prima. Începe cu puterea revoluționară de a numi sau de a spune lucrurilor pe nume. Noi nu realizăm ce forță dezvoltă un stil de viață bazat pe onestitate. Să fii sincer cu emoțiile tale, să nu pretinzi că te simți bine când de fapt ești la pământ, când nu ești într-o stare potrivită. Recunoașterea acestor lucruri te vor ajuta. Enorm, enorm de mult în toate domeniile. Cultivarea unui stil de viață în anumii și n-a spune lucrurilor pe nume. 2. Nu uita că trăirea, în realitate, e o alegere, un proces și o provocare continuă, extenuantă. Alegi, ai nevoie de răbdare și te vei întâlni cu provocări nenumărate. Tu ce alegi? 3. Este un aspect foarte interesant pentru mine. Un simplu gest de onestitate ne influențează mai mult decât toate intențiile noastre bune la un loc. Dacă e un exemplu din Biblie care mie mi-a dat de gândit, e Pilat. Îl judecă pe Hristos, îl întreabă, ești împărat? Sunt împărat. De asta am venit în lume să mărturisesc despre adevăr. Hei, ce e adevărul? Și Hristos nu-i răspunde. nu vine să cred. El trebuia să răspundă printr-un verdict. Vinovat, nevinovat, adevărat, fals. Și el filozofează. ăsta e șocul pe care eu îl resimt la judecarea lui Hristos. Gândiți-vă la implicațiile cosmice. Cine era cel de care își bate joc în situația asta? Nu știu dacă noi realizăm că testul hotărător cu privire la genul de oameni care devenim îi primul exercițiu de onestitate pe care l avem de făcut. Și să vă mai spun încă ceva pentru cei care amână să răspundă cu privire la Hristos, la invitația pe care ne-o face. Ezitarea în favoarea adevărului se transformă în amânare și amânarea poate sfârși în împietrire și au avut mijloce de ajutor. Soția lui a zis, ai grijă! Ce faci la procesul ăsta? O ascultat? 4. Nimeni nu se schimbă până când nu-i străpuns în măruntaie cu privire la forța devastatoare a minciunii. E un proces. Dezvățare, înnoire, convingere personală cu privire la uh, efectul devastator al minciunii și al falsității și apoi reînnoire sau reînvățarea unui stil de viață, indiferent că e vorba de adicții, de alte probleme, întotdeauna transformarea pe care psihoterapeuții o vehiculează și o uh, vizualizează astăzi, o găsim în Sfânta Scriptură, la Pavel, în trei pași simpli. Dezvățare, convingere și transformare. Un nou gen de exercițiu. Oare sunt convins, lămurit, cu privire la puterea de amăgire și de formare. Și cinci, întreabă-te oarecum îmi doresc oare îmi doresc cu adevărat oare îmi doresc cu adevărat să trăiesc în realitate. Harry David Thoreau în cartea Walden sau Viața în pădure ne lasă următoarele cuvinte celebre. Mai degrabă, decât dragoste, decât bani, decât faimă, dați-mi adevăr. Nu știu dacă se forța apetisantă din primele cuvinte. Unde avem tendință să mergem? Ce avem tendința să căutăm în această viață? Ce e important să urmărim? Rămâne de văzut pentru fiecare dintre noi tot ce este adevărat, strigă Pavel din închisoare, adresându-se bisericii din Filipii, aceea să vă însuflețească. Tu ce părere ai de lucrul acesta? Realitate versus falsitate și o puzderie de simulacre pe care ni le creăm în viață. A trăi în realitate. A reveni în realitate. Sau, a frauda realitatea. Încercările repetate de a falsifica realitatea ne vor da de gol la final, în care tot ce este gol și descoperit va sta înaintea Dumnezeului celui viu și adevărat. Beneficiile pe termen lung sunt incalculabile când alegem un drum sau altul în această viață. Psalmul 119, 104. Ezra spune, prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc. Observați, atitudinea de refuz, de alegere, de respingere, orice cale a minciunii. Haideți să adunăm lucrurile în trei întrebări. Ce resorturi sau mecanisme adictive am descoperit în viața mea astăzi? Care crezi că sunt domeniile afectate din viața ta? Și trei, ce intuiții salvatoare de ajutor ai găsit în această dimineață?